Vă rog să-mi spuneți doar dacă sunt toți prezenți deja și putem începe. Stimați colegi, eu vă propun să începem dialogul de politici care este programat pentru astăzi și în primul rând cu această ocazie vreau să salut toți participanții la eveniment. Salut reprezentanții instituțiilor medicale în primul rând care sunt prezenți aici. Este foarte important ca anume voi să fiți cei care auziți din prima sursă informația și să o transmiteți mai departe. La fel de important este faptul că avem în sală prezenți reprezentanți a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, a Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, reprezentanți instituțiilor internaționale, la fel Agenția Națională de Sănătate Publică, organizații non-guvernamentale, cei mai importanti, de fapt, actori care sunt implicați în promovarea unui mod de viață sănătos și vreau să menționez, de fapt, faptul că ceea ce discutăm astăzi este una din prioritățile sistemului de sănătate, nu doar în Republica Moldova. Noi vorbim de un lucru care stă pe primul punct de activități, cred că în orice țară, și anume integrarea serviciilor medicale, promovarea unui mod sănătos de viață, reducerea ratei de bolilor non-transmisibile. Cred, felicit de fapt organizatorii acestui eveniment pentru faptul că au abordat această tematică și continuă insistă pe acest lucru. Este un suport enorm pentru Ministerul Sănătății, pentru Sistemul de Sănătate din Republica Moldova, parteneriatul cu proiectul Viață Sănătoasă și tot ce este legat cumva de acest proiect. Avem astăzi o agendă destul de plină, o agendă foarte interesantă și cu subiecte foarte bine puse la punct care vor fi abordate. În acest sens, salut și doresc succese tuturor celor care vor avea prezentări, vor expune pozițiile. Totodată vreau să menționez că este de fapt și un ordin emis de către doamna ministru referitor la organizarea evenimentului de astăzi, dialogul de politici, asistență integrată, durabilă în contextul sistemelor de schimbare. Și aici doar vreau să menționez că, într-adevăr, după cum spuneam, este un aspect care are o importanță deosebită nu doar în Republica Moldova și este foarte bine atunci când putem cumva vedea și practicile din alte țări, exemple mai bune, exemple mai rele de implementare. Fiecare țară este cumva la un anumit nivel de abordare acestui subiect și suportul internațional pe care îl avem la moment în Republica Moldova probabil este unul inegalabil și trebuie să utilizăm această oportunitate, trebuie să studiem foarte bine practicile internaționale, să alegem cele mai bune intenții și cele mai bune practici aplicabile în Republica Moldova pentru o medicină integrată, care de fapt, cum spuneam, este scopul principal al unui sistem de sănătate, este asigurarea unui acces continuu și echitabil la servicii de sănătate și asta noi trebuie să o facem.
necătând la orice evenimente care nu s-ar produce, cum ar fi pandemii sau război chiar alături de țară, fiecare cetățean, fiecare persoană aflată pe teritoriul țării, care a fugiat sau cu altă ocazie, are dreptul de a avea un acces echitabil la serviciile de sănătate. Și în acest context o să salut și participanții la deschiderea, da, la panelul deschidere a acestui eveniment și o să propun să mergem conform agendei să expunem subiectele. Astfel, nu sunt sigur dacă domnul Vicol, dumneavoastră o să fiți, o să înlocuiți pe domnul Cușcă astăzi. Vă salutăm și vă propunem așa să mergem deja pe agendă, fiindcă un pic deja suntem în întârziere, și să ne expunem subiectele. Vă rog frumos. Bună ziua! Bună ziua, stimați colegi, stimați parteneri. Vreau să mulțumesc mult din partea Ministerului pentru invitația la acest dialog politic privind asistența integrată acordată beneficiarilor noștri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale salută această inițiativă, salută acest proiect, deoarece prin intermediul acestui dialog și prin intermediul acestui instrument care se propune a fi dezvoltat, vom avea posibilitatea de a oferi acele servicii împreună, acele servicii integrate de care are nevoie beneficiarul, și vom putea identifica mai ușor și nevoile de care într-adevăr are nevoie în comunitate, și împreună cu dumneavoastră, cu colegii, cu toți care vor fi implicați în identificarea acestora, vom putea oferi anume acele servicii de care au nevoie pentru a soluționa și pentru a veni nevoile beneficiarului. Totodată vreau să anunț că la moment Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat startul și deja reforma în domeniul asistenței sociale Restart, de care cred că ați auzit majoritatea, prin care Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune de a crește calitatea serviciilor sociale și totodată ne propunem și să creștem accesul beneficiarilor la servicii sociale cu până la 35% anual, să mărim accesul beneficiarilor și într-un final, ca să ajungem până în anul 2026, să ajungem până la 18.000 de beneficiari care au acces la servicii sociale de calitate, totodată prin reforma de asistență socială Restart se propune ca, s-a pus ca scop ca să înlăturăm unele dificultăți cu care se confruntă structurile teritoriale de asistență socială din teritoriu, deși ele vor fi instituții subordonate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, deja nu vor mai fi subordonate apelie 2, autorități publice locale de nivelul 2, și vom încerca să rezolvăm și o problemă care este foarte mare, ce ține de finanțarea serviciilor sociale, care va fi direct de la bugetul de stat, și vom încerca ca să fie serviciile sociale să fie dezvoltate proporțional și egal pe tot teritoriul Republicii Moldova. Și încă o dată vreau să reiterez că Ministerul Muncii susține proiectul dezvoltat, care și l-a pus organizatorii, și veți avea toată susținerea din partea Ministerului pentru dezvoltarea acestui proiect. Succes! Și sperăm că la finele zilei de astăzi vom obține rezultate cât mai mari și cât mai bune pentru
beneficiarii noștri și pentru populația și din teritoriu. Mulțumesc! Mulțumesc! Desigur că atunci când vorbim de un serviciu integrat, aici suntem implicați mai multe instituții și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, desigur că are un rol foarte mare la acest aspect, fiindcă noi putem ne atinge scopul doar atunci când atât asistenții medicali, sociali, medici, împreună toți punem în umărul și lucrăm împreună și asta deja se întâmplă în unele regiuni foarte eficient și trebuie să preluăm, cum spuneam, atât cum practicile internaționale, dar și practici din Republica Moldova, care sunt deja cu succes în anumite regiuni și ar trebui să fie un exemplu pentru acolo unde este un început de abia sau mai lent cumva derulează procesul. Și absolut aveți dreptate în ceea ce spuneți, anume acțiunile care le faceți, inclusiv în acest context, o să aibă un impact foarte înalt. Corect. Da, mersi. Totodată spuneam și faptul că avem un suport enorm din partea partenerilor internaționali și unul din cei mai importanți în direcția aceasta este cooperarea cu biroul de cooperare a Elveției în Republica Moldova și cu această ocazie permiteți-mi, vă rog, să-l salutăm pe domnul Beltrani, director al agenției și să-i oferim cuvântul. Thank you very much, State Secretary. Onorată asistență doamnelor și domnilor. Bună ziua, a very warm welcome also on behalf of the Swiss government and specifically of the în special a Agenției de Dezvoltare din Elveția, pe care o reprezint aici. Sunt foarte bucuros să salut atâți de mult participanți care participă la acest dialog de politici care se axează pe un aspect pe marginea căruia cooperăm atât cu Ministerul Sănătății, dar și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale de foarte mulți ani. Deci e vorba de îngrijiri integrate, axate pe persoane. Noi facem asta în domeniul consolidării și prevenirii bolilor, în special ne axăm pe bolile netransmisibile, pentru că, după cum știm, aceste boli netransmisibile în toată gama lor, bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul, tulburările mentale, sunt foarte problematice și atât în Republica Moldova cât și în alte țări. În înțelegerea noastră, acest concept de servicii de îngrijire integrate, axate pe persoană, este foarte important și poate contribui la prevenirea, la tratarea și la tratarea la o etapă incipientă a unei game largi de boli netransmisibile. Deci dumneavoastră veți afla mai multe detalii de la specialiști. Eu nu sunt specialist, dar după cum înțeleg eu, există două concepte cheie deci trebuie să punem accentul cel mai mare pe pacient și să consolidăm cooperarea internațională, interinstituțională. Este foarte important pentru că pacienții nu întotdeauna se confruntă cu provocări legate de sănătate, dar și sociale, probleme economice, anumite probleme la locul de muncă și asta necesită un răspuns, o reacție coordonată. Cred că acest
timp de răspuns, reacție este foarte binevenit atât pentru pacient cât și pentru sistemul de sănătate, pentru că permite îmbunătățirea eficienței în cadrul instituțiilor, deci cooperarea interinstituțională crește, dublarea activității și contribuie la prevenire și noi știm toți că prevenirea este mult mai ieftină decât tratamentul. Eu m-am informat și știu că Moldova a avansat foarte mult în domeniul îngrijirilor integrate axate pe persoane, pe persoană. Au fost prezentate rezultatele remarcabile ale Republicii Moldova chiar recent în Belgia și trebuie să învățăm și noi din aceste practici. Este bine să vă împărtășiți experiența și să continuați în același ritm pentru bunăstarea pacienților din Republica Moldova. Mulțumim biroului pentru colaborarea pe care o avem permanentă și implicarea fiecărui membru a biroului în ceea ce facem. Conform agendei, următorul prezentator este Viorica Crețu, dar nu am văzut-o în sală. Da? Cineva locuiești sau... Nu, da? Ok. Mergem conform agendei atunci și îl rugăm pe domnul Volug, Biroul de Țară a Organizației Mondiale a Sănătății, să expui și poziția OMS, care la fel este foarte mult implicat în această activitate. Bună dimineața! Mulțumesc mult, domnul secretar de stat, domn director, stimați colegi, am o deosebită onoare de a fi astăzi aici, cu dumneavoastră. Din partea biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, vă salut, vă doresc o zi productivă și constructivă, cu rezultate așteptate sau mai mult decât așteptate, pentru un scop final de a promova acest concept de servicii integrate în Republica Moldova. Organizația Mondială a Sănătății sprijină și va continua să sprijine partenerii naționali, Ministerul Sănătății, dar și alte ministerii, de exemplu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu care, anume pe domeniul serviciilor integrate, avem o colaborare inițiată, recent, foarte productivă și promițătoare în instituțiile de îngrijire pe termen lung. Organizația Mondială a Sănătății sprijină statele la nivel global, inclusiv și Republica Moldova, în fortificarea sistemului de sănătate pentru o acoperire universală cu servicii de sănătate, prin acces echitabil la servicii de calitate, integrate, sigure și centrate pe persoană, pe întregul continuu de îngrijire. În structura Organizației Mondiale a Sănătății există și un departament special dedicat anume serviciilor integrate de sănătate și în perioada pandemică acest departament a dirijat și a susținut statele în eforturile de a promova și a susține conceptul de servicii esențiale de sănătate, în care domeniul lucrăm mai departe cu Ministerul Sănătății. În strategia globală a Organizației Mondiale a Sănătății privind serviciile integrate centrate pe persoană 2016-2026, conține direcțiile principale sau acei 5 piloni strategici în baza cărora activăm și în Moldova în toate direcțiile în care le avem. Ca exemple ar fi și maladiile netransmisibile, dar și cele transmisibile, HIV, tuberculoză, hepatite, în promovarea anume a abordării serviciilor integrate și decentralizarea acestora pentru a le aduce mai aproape de persoană și a îmbunătăți accesul universal la servicii de sănătate.
Vreau să menționez că ne bucurăm mult de suportul continuu din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în implementarea proiectelor în domeniul fortificării accesului universal la servicii de sănătate. Anterior au fost implementate proiecte și pe ambele maluri ale râului Nistru, iar în continuare sperăm la o extindere a acestor eforturi și acestui parteneriat de colaborare în domeniul maladiilor netransmisibile, în domeniul e-health sau sănătate, componentului digital în sănătate și în alte direcții de, ce țin de coordonare și guvernanță. Vreau de asemenea aici să menționez și văd că este prezent faptul că eforturile colegilor din Republica Moldova în domeniul promovării și implementării serviciilor integrate sunt recunoscute la nivel global. În 22, în anul 22, marcând 20 de ani de la Planul Internațional de Acțiune privind îmbătrânirea de la Madrid, 50 de campioni inspiraționali din întreaga lume au fost recunoscuți pentru contribuțiile la îmbătrânirea sănătoasă, fie la nivel local, național, regional sau global, în cadrul celor patru domenii principale din domeniul ONU pentru îmbătrânirea sănătoasă. Și doamna Natalia Apostolache, care este aici, este campioană din Moldova. Vreau să o salutați și să o felicitați pe această ocazie, recunoscută inclusiv și de directorul general OMS. Serviciile, deci avem și o colaborare frumoasă, fructuoasă și promițătoare cu guvernul Austriei în Republica Moldova, aici cu o colaborare mai intensă cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în ceea ce ține de servicii integrate în instituțiile de plasament temporar sau îngrijiri pe termen lung. În perioada pandemică acest suport a fost axat pe asigurarea prevenirii și controlul infecțiilor în instituțiile de plasament temporar, dar și consolidarea capacităților pentru personalul din aceste instituții și ulterior planificăm să fortificăm aceste capacități, să standardizăm, să ajutăm Ministerul Muncii și Protecției Sociale în standardizarea resurselor umane din, sau îngrijitorilor din instituțiile cu îngrijiri pe termen lung și să susținem efortul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități cu fortificarea capacităților la nivel de comunități. În alte direcții ar fi, cum am menționat, tuberculoza, HIV, hepatitele, cu fortificarea componentului de decentralizare și cu consolidarea capacităților la nivel de comunități, cu asigurarea tot spectrul de servicii, inclusiv și sociale, pentru asigurarea unui calități maxime posibile de servicii pentru pacienții sau pentru persoanele care au nevoie. Vă mulțumesc mult, vă doresc o zi iarăși productivă și interesantă și vă mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc frumos, domnul Voluc, și mulțumesc Organizației Mondiale Sănătății pentru suportul continuu pentru sistemul sănătății din Moldova și, într-adevăr, avem aici o colaborare foarte bună și cu biroul de țară, în primul rând, dar și cu cel regional, care discutăm politicile practic permanent și le colaborăm. Tot la fel, avem o susținere din partea Băncii Mondiale, oficiul de țară a Băncii Mondiale, care este reprezentat la ședința de astăzi de către domnul Volovei, dar printr-o înregistrare video, și o să vă rog să o includeți. Mulțumesc!
apreciere și recunoașterea progreselor realizate în direcția de consolidare a comunităților și integrarea serviciilor. Eu zic cunoaștere că Guvernul Republicii Moldova, în colaborare cu Agenția Națională de Dezvoltare și Cooperare, deci toate medicinile naționale, au investit multe fonduri și resurse în îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală și socială, care sunt țintite pe populație și pe pacienți. Toate aceste acțiuni sunt îndreptate către o acoperire universală cu serviciile sănătate. De fapt, exact această numire o poartă și unul din proiectele interne, Banca Mondială, în parteneriat și coordonanțat de către Biroul de Recuperare a Reducției. Acest proiect spre acoperire universală cu serviciile sănătate include un set de activități de asistență tehnică, țintite pe finanțarea sistemului de sănătate și pe prestarea serviciilor. În acest context, Banca Mondială sprijină în mod activ colaborarea intersectorială și consolidarea asistenței medicale primare. Ceea ce este demonstrat prin acțiuni precum inițiativa de performanță în asistență medicală primară și indicatorii de prestarea serviciilor de sănătate. În cadrul proiectului spre acoperire universală cu servicii de sănătate Moldova, a fost evaluată performanța sistemului de asistență primară a Republicii Moldova prin intermediul acestor activități complementare. Ulterior, Guvernul poate utiliza rezultatele acestor evaluări pentru a informa reformele și a consulta îngrijirilor de la primar. Tot aici vreau să menționez că săptămâna viitoare rezultatele acestor două intervenții vor fi prezentate public. Nu voi intra în mai detalii, deci asta e asistență tehnică, dar vreau să menționez că serviciile integrate sunt parte componentă al acestui proiect și sunt bine alineate cu acțiunile proiectului Viață Sănătoasă, fiind complementare. În paralel, Banca Mondială este actualmente în procesul de pregătire a unui nou proiect care vizează consolidarea îngrijirilor bolilor transmisibile prin îmbunătățirea serviciilor de prevenție și reabilitare, în special accidentul vascular cerebral și impactul miocardic la toate nivelurile sistemului de sănătate. Și aici, de fapt, serviciile integrate joacă un rol foarte important. Redesignul și dezvoltarea continuă a unui nou model cardiovascular de către Guvernul Republicii Moldova au primit sprijin din partea Băncii Moldove și a Biroului de Cooperare a Provinției. Acest nou model are ca scop prestarea serviciilor de reabilitare cardiacă și ADC, precum și consolidarea măsurilor de prevenție primară și secundară. Acest model servește ca un fundament pentru îmbunătățirea serviciilor multidisciplinare și intersectoriale de reabilitare pentru bolile cardiovasculare. Având în vedere impactul semnificativ al evenimentelor cardiace și cerebrovasculare și traseelor similare de reabilitare, se propune un program de reabilitare cardiovasculară care să abordeze ambele afecțiuni. Recunoscând, de fapt, în același timp, diferențele necesare în îngrijirea cardiacă și cea cerebrală. La baza acestei abordări este un accent puternic pe îngrijirea integrată. În 2021, Banca Mondială a efectuat o evaluare a furnizării de îngrijire integrată, identificând domenii de bună practică și impunoscând necesitatea consolidării a trei factori critici: infrastructura tehnologică, mecanisme de finanțare și capacitatea toților. Utilizarea tehnologiei și a sistemelor de sănătate poate furniza date valoroase pentru proiectarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor. În plus, poate facilita și transferul sigur și eficient de informații între diferite servicii și diferite sectoare. Toate acestea este important de menționat că sistemul de sănătate din țara noastră se bazează în continuare, în mare măsură, pe procesele bazate de IT. În ciuda acestui fapt, evaluarea de 91 a identificat începuturile unei infrastructuri de susținere a medicinii, care a progresat în timpul pandemiei COVID-19. În mod remarcat, ca exemplu, centrele prietenoase tinerilor și au transferat cu succes servicii de la consultații termedicale și virtuale. Prin urmare, îmbunătățirea capacităților tehnologice ar putea accelera tranziția spre servicii integrate și îmbunătăți planificarea între specialiști și pacienți.
Activitatea noastră de Capitova se aliniază cu activitățile proiectului Viața Sănătoasă. Deoarece recunoaștem că serviciile indicate și coordonarea îngrijirilor este crucială pentru succesul eforturilor donatorilor. În plus, subliniem importanța promovării sănătății și prevenției care sunt priorități cheie pentru banca mondială. Mulți factori de risc al bolilor non-transmisibile sunt prevenibile, dar abordarea lor necesită un nivel ridicat de alfabetizare în domeniul sănătății, de autogestionare și îngrijire implicată. Consolidarea măsurilor de promovare a sănătății și prevenție și creșterea înțelegerii determinanților sociale ale sănătății în rândul profesioniștilor din domeniul și a factorilor decizionale sunt esențiale pentru îmbunătățirea rezultatelor în rândul populației. În plus, implicarea cetățenilor este o condiție de bază pentru toate proiectele din Antarctica de Banca Mondială și noi recunoaștem importanța implicării cetățenilor în fluxul de lucru al proiectului Casa Sănătoasă. Susținem cu tărie și ne aliniem cu obiectivul de dezvoltare al acestui proiect. În încheiere, ne exprimăm susținerea pe deplin cu obiectivele și scopurile de alocuri de politici de astăzi și vă doresc cu toți o zi productivă și discuție rătice. Vă mulțumesc! În acest context, stimați colegi, intenționat am decis ca ultimul vorbitor din cadrul acestui cuvânt de salut să-i oferim doamnei Helen Pritter, care este director de proiect Viața Sănătoasă, pentru a face o totalizare la ceea ce s-a întâmplat și de fapt să aflăm probabil și unele planificări sau ce acțiuni urmărim pentru viitor. Aceasta și-a fost intenția, de fapt, să facem după acest discurs să vedem politica proiectului. Doamna Helen, vă rog. Thank you very much. Good morning, everybody. Mulțumesc foarte mult. Sunetul este foarte prost. Nu se aude, Vasea, nu se aude. Salut reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii Sociale și a celor de la Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare, colegilor de la Banca Mondială, instituțiilor de formare din Republica Moldova, dar și altor parteneri și colegi, în special celor care vin din raioane, de la instituții și din comunități. Vreau să vă salut într-adevăr foarte, foarte călduros, dar și pe cei din sectorul societății civile, pentru că ați găsit timp să vă alăturați nou astăzi. Din partea mea, deci de la Institutul pentru Sănătate Tropic, deci mă bucur să văd atâtă expertiză deci adunată în aceeași sală. Vreau văd de asemenea că putem vedea că e vorba de o celebrare a celor pași care au fost întreprinși în Moldova, pași care au fost întreprinși sub conducerea celor două ministere și cu implicarea altor actori naționali. Acest proces a derulat deja timp de câțiva ani. Eu cred că decentralizarea, cum și regionalizarea a fost menționată și vreau să apreciez rolul jucat de la bun început de către autoritățile publice locale. Acest eveniment este chiar și mai important, după cum colegii noștri au menționat, evenimentele politice au adus în lumină reflectoarelor Republica Moldova. Deci, summitul desfășurat recent deci a enunțat mult sprijin pentru Republica Moldova în procesul său de aderare, dar și a cerințelor pentru aderare, deci și a principiilor de bază ce țin de îngrijirea integrată care trebuie să fie pusă în aplicare. Trebuie să recunoaștem că situațiile sau bolile cronice, OMS a elaborat un cadru
de orientare și aceasta deci și analiza internațională, deci au dus și știri mai proaste, în particular Ministerul Sănătății acum se ocupă de prevenirea, gestionarea, dar și tratarea bolilor netransmisibile prin această abordare integrată și are o dimensiune socială. Acest concept este vorba și de o sarcină mare pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci atunci când oamenii trebuie să fie cei mai productivi, aceste boli lovește, ei trebuie să fie activi în sistem și și guvernul trebuie să mențină populația deci cu o capacitate de muncă în condiție sănătoasă. Îngrijire integrată sau servicii de îngrijire integrată trebuie să asigure eficiență pentru toți. Am început să vedem unele beneficii pe parcursul pandemiei, atunci când echipele de asistenți sociali și a celor din medicina primară au reușit să lucreze împreună și prin telefon să urmărească acei pacienți care nu erau în stare să meargă la instituții medicale sau să solicite servicii atunci când totul era în carantină și totodată a urmat acest exod sau acest flux mare de refugiați. Și aceste echipe și aceste comunități au fost acolo pe loc, această sarcină cel puțin poate fi împărtășită sau partajată între diferite sectoare. Deci, asigurarea centrării este o cerință a drepturilor oamenilor. Eu cred că este impresionant să vedem că aici, în Republica Moldova, a reușit să înregistrăm progres în acest domeniu. S-a menționat că aceste experiențe din Republica Moldova sunt parte al dialogului sau discuțiilor la nivel internațional și vă invit, vă încurajez să apreciați acest progres și să echilibrăm acesta, să împărtășim această experiență. Există un program care ne va ghida astfel încât să ne adunăm împreună, să venim cu o viziune comună și propun ca să facem acest lucru și vă încurajez și să participăm activ și să mișcăm înainte într-un spirit poziv de dragul asistenței, de dragul pacienților noștri și familiilor lor. Mulțumesc foarte mult! Eu o să-mi permit să fac o mică remarcă. Ați menționat un lucru extrem de important și anume de sincronizare și de a face un lucru comun. Am menționat odată despre faptul că avem într-adevăr o susținere foarte mare din partea partenerilor externi și suntem chiar astăzi prezenți foarte mulți în sală, vorbitori sunt de la mai multe instituții internaționale și aici, ce ați menționat și dumneavoastră, doamna Priter, că anume sincronizarea eforturilor este foarte importantă. Și o să pun chiar un accent foarte mare aici și o să insist pe faptul că și acest eveniment este foarte important și din acest context, că putem cumva sincroniza eforturile. Putem discuta acele politici prioritare care sunt pentru sistemul de sănătate din țara noastră și pentru a nu diviza cumva eforturile sau a merge pe căi diferite, suntem într-un proces acum de regionalizare a serviciilor de sănătate în țară și aceasta iarăși implică eforturi foarte mari, dar sincronizate. Totodată politicile Ministerului Sănătății tot timpul sunt cumva ia în calcul și toate aceste propuneri sau experiențe internaționale, experiența instituțiilor internaționale și sunt absolut sigur că pentru un succes bun este doar sincronizarea eforturilor și cumva un efort comun din partea la toți. De asta îndemn de fiecare dată și cunoașteți foarte bine că Ministerul se implică foarte mult în coordonarea activității instituțiilor internaționale, anume din acest considerent și o apreciem foarte mult colaborarea de fapt pe care o avem în acest context cu instituțiile.
Totodată, la acest aspect, o să rog și colega mea de la Ministerul Sănătății, doamna Tatiana Zatâc, șefa Direcției Medicină Primară și Asistență Comunitară, să vie cu o prezentare despre ceea ce cam am menționat și viziunea și planul de acțiune a Ministerului Sănătății în această direcție, cu o prezentare în acest sens. Vă rog, doamna Tatiana. După cum a fost menționat deja în luările de cuvânt, avem astăzi dialogul de politici privind asistența comunitară integrată. Salut prezența în sală a tuturor actorilor implicați în prestarea acestor servicii și partenerii internaționali, fără de care nu am fi ajuns astăzi la aceste realizări. Evident, este important pentru Ministerul Sănătății dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară integrată, deoarece anume misiunea Ministerului este de a consolida sistemul de sănătate pentru a răspunde necesităților fiecărui individ și avem nevoie de servicii centrate pe persoană, servicii accesibile, echitabile, pentru toată populația țării. Este acest deziderat important în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030, conceptului Organizației Mondiale a Sănătății de integrare a serviciilor la nivel de comunitate și scopul acestui dialog de politici este de a avea o viziune comună a tuturor actorilor care sunt prezenți, prestatori de servicii medicale, prestatori de servicii sociale, conducătorii și reprezentanții instituțiilor de învățământ, educație, autorități publice locale care la fel sunt prezenți la acest dialog de politici, toți partenerii noștri, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, toți care sunt prezenți aici în sală, trebuie să avem o înțelegere comună, o viziune comună asupra asistenței integrate și rolul anume acestei asistențe pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării comunităților în baza rezultatelor deja obținute de către Republica Moldova și lecțiile învățate din experiența altor țări, experiența internațională. Acest dialog de politici are ca obiectiv evidențierea progreselor realizate, integrarea serviciilor și consolidarea comunităților. Și pe parcurs o să fie prezentări despre anumite rezultate care au fost începând cu anul 2019 susținute de către proiectul Viață Sănătoasă în mai multe teritorii ale Republicii Moldova, experiențe importante, lecții învățate și importante pentru a fi diseminate în toate teritoriile țării. Avem în acest dialog de politici, avem ca obiectiv definirea asistenței integrate în contextul Republicii Moldova, nivelele de aplicare, principiile cheie și rezultatele scontate, discutarea și agrearea unor mesaje cheie cu referire la acțiunile necesare, partenerii care urmează a fi implicați, rolurile și responsabilitățile acestora pentru asigurarea durabilității. Este foarte important în contextul necesității schimbării paradigmei în înțelegerea ceva nu merge în dacă mă ajutați este foarte important schimbarea paradigmei și de la tratament spre prevenirea maladiilor și aici este rolul important al asistenței medicale primare și a sănătății publice care
trebuie să activeze mână în mână pentru a efectua de comun cu autoritățile publice locale intervenții integrate la nivel de comunitate pentru o sănătate mai bună fizică și mentală a populației, inclusiv prin mobilizarea comunității. Avem și un context populațional la nivel de țară, de fapt este contextul respectiv și la nivel global, deoarece îmbătrânirea populației este caracteristică la nivel global, la fel și în Republica Moldova. Mortalitatea, indicatorii mortalității și morbidității prin maladii cronice non-transmisibile este principala cauză de deces în Republica Moldova și la fel la nivel global. Determinanții sociali care sunt pentru maladiile non-transmisibile sunt comuni pentru toate țările. Dați-mi, vă rog, dacă pot. Determinanții sociali sunt comuni pentru toate maladiile non-transmisibile, respectiv avem un consum de tutun la nivel de țară, 51% de fumători, inactivitatea fizică, conform studiilor, este la 10, la nivel de 10,4%, practică mai puțin de 150 de minute pe săptămână. Toate aceste, obezitatea este o problemă de un factor determinant al problemelor de sănătate. Bolile cronice, cum am zis, sunt prima cauză de morbiditate și mortalitate în întreaga lume și în Republica Moldova și reprezintă 87% în structura mortalității la nivel de țară. Necesitatea ajustării sistemului și serviciilor este reprezentat prin necesitatea sporirii accentului pe programele de prevenire la nivel de asistență medicală primară. Din păcate, avem o asistență fragmentată și continuitatea în prestarea serviciilor este puțin dezvoltată și avem nevoie de servicii la nivel de comunitate pentru a reduce din povara asupra spitalelor și pentru a putea realiza acele reforme care stau pe agenda Ministerului Sănătății și a Guvernului. Din păcate, încă există o colaborare slabă între structuri la nivel de comunitate și lipsește coordonarea intervențiilor sectoriale și sănătatea în toate politicile, acel deziderat care ar trebui să funcționeze la nivel de sistem, la nivel de țară, încă nu este pe deplin realizat. Avem resurse financiare limitate și fără dezvoltarea serviciilor cost eficiente nu vom putea acoperi acele cheltuieli care într-adevăr și acele tipuri de servicii medicale care într-adevăr sunt costisitoare și avem încă un sistem care este în permanentă reformare și după cum a fost menționat de către și de către domnul Vicol despre reforma în asistența socială și acesta de fapt este o premiză îmbucurătoare pentru noi, deoarece prin anumite schimbări ale organizatorice la nivel social gândim că vom avea posibilitate să realizăm mai eficient acea integrare a serviciilor la nivel de comunitate și o schimbare la nivel de sănătate și bunăstare a comunităților noastre și asigurare și a durabilității neapărat. Pentru o populație sănătoasă, după cum a fost menționat, și pentru a avea cheltuieli mai puține în asistența medicală, avem nevoie de servicii cu acoperire universală, servicii esențiale și, de fapt, acesta este un obiectiv important pentru sistemul de sănătate din țara noastră, deoarece asistența medicală primară, care prestează servicii esențiale populației, este acoperită integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru toată populația, pentru a diminua, a detecta precoce maladiile, a realiza screening-uri în populația sănătoasă,
pentru a face examene profilactice, imunizări, care ar duce la micșorarea îmbolnăvirilor, complicațiilor, cum ar fi accidentul cerebrovascular, infarctul miocardic și focusate pe prevenirea factorilor de risc, factorilor comportamentali și pentru a atinge o sănătate mai bună, prin aceasta, de fapt, atingând o mai bună calitate la nivel de prestare altor servicii, dezvoltare tehnologii moderne, care ar putea soluționa problemele de sănătate pentru fiecare persoană. Un rol important sunt determinanții sociale ai sănătății, cum ar fi reducerea sărăciei, creșterea oportunității pentru educație, creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii și toate acestea, de fapt, merg mână în mână, deoarece integrarea anume medico-socială și noi suntem deja cu lecția învățată că fiecare persoană care are probleme de sănătate are și probleme de sociale și ele necesită a fi rezolvate în comun. Avem nevoie de comunități sigure, cu oportunități pentru fiecare. Avem nevoie de o societate sănătoasă la care trebuie să contribuie toți, de la autorități publice locale, la nivel de comunitate, asistența medicală primară, asistenții comunitari, medici de familie, sănătatea publică, toți cei care sunt în comunitate și pot colabora prin servicii integrate, intersectoriale la îmbunătățirea stării de sănătate și bunăstarea comunităților. Cel mai important că viziunea de a asigura, cum a menționat anterior și au menționat vorbitorii în panelul de lor de cuvânt, acoperirea universală cu servicii în sănătate și integrarea și centrarea serviciilor pe oameni a fost consemnat încă în declarația de la Almata, încă în 1978, de la Astana, pe urmă a fost confirmat în Astana, Kazahstan, în 2018. Țara a întreprins eforturi considerabile pentru a îmbunătăți starea de sănătate fizică și mentală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient care răspunde la nevoile fiecărui individ. Și după cum a fost menționat, noi suntem prezentați ca țară pe anumite componente cu realizări de succes, recunoscute la nivel internațional și avem modele care sunt deja în ultima perioadă preluate și de alte țări și toate acestea grație eforturilor și susținerii partenerilor internaționali, deoarece ca țară mică, cu dorință de aderare la Uniunea Europeană, noi suntem cei care, de fapt, am reușit să implementăm toate cele recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății în politica de sănătate a țării pentru a avea o sănătate mai bună și o bunăstare mai bună a comunităților. Avem Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, obiectivul 5, aprobat prin legea din 2315 de 2022, care stabilește obiective clare pentru consolidarea sistemului de sănătate, consolidarea asistenței medicale primare, serviciilor de comunitare integrate, spitalicești, specializate de înaltă performanță, adică toate acele servicii care vin să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și, cel mai important, centrate pe pacient, în dependență de nevoile fiecărui individ, fără discriminare și fără a lăsa pe nimeni în urmă, de la copii până la orice etapă a vieții. Obiectivul de dezvoltare durabilă, cum am menționat, prevede asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă și ne bucurăm pentru succesul țării, deoarece doamna Natalia Apostolache
a primit premiul mare, dar este un partener de încredere, la fel, a Ministerului Sănătății în dezvoltarea serviciilor comunitare. Programul Național de Prevenire și Control a Bolilor Netransmisibile, aprobat de către guvern în anul 2023, am avut și aici susținerea proiectului Viață Sănătoasă, este important, cu obiective clare, cu scopuri clare, și este foarte important pentru toți actorii din această sală, de la acest dialog de politici, pentru a fi într-adevăr implementat și pentru a obține rezultatele scontate. După cum, în scopul îmbunătățirii sănătății fizice și mentale pe termen lung, unele din prioritățile sistemului de sănătate este promovarea unui mod sănătos de viață activ pe toată durata vieții, reducerea ratei mortalității generale și infantile, reducerea morbidității și mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire și tratare, promovarea sănătății mentale și bunăstării populației, prevenirea și reducerea consumului de tutun, alcool, droguri și alte substanțe psihotrope, realizarea accesului universal la servicii de sănătate calitative, eficientizarea sistemului de sănătate și, cel mai important și cel mai dorut, recrutarea, dezvoltarea, instruirea și menținerea personalului medical, deoarece fără resurse umane noi nu vom putea realiza acele priorități care stau la baza dezvoltării unui stat sănătos, adică unui stat prosper. Care sunt direcțiile dezvoltare ale asistenței comunitare integrate? În primul rând, dezvoltarea unui concept de reglementare asistenței comunitare integrate, abordări axate pe îngrijiri integrate, centrate pe persoană, comunități sănătoase, mecanisme de cooperare intersectoriale existente în Republica Moldova, consolidarea rolului asistentului medical comunitar, care este în componența asistenței medicare primare, în special schimbarea paradigmei, cum am zis, rolului asistentului medical din medicina primară de a avea activități de prevenție, gestionarea stării de sănătate, coordonarea asistenței de îngrijiri, colaborarea cu autoritățile publice locale, cu asistența socială la nivel de comunitate. O altă direcție este aplicarea practică și evidențe din pilotare model. Am menționat deja că conceptul a fost pilotat în câteva raioane. Cadrul de politici și viziune strategică pentru asistența comunitară integrată, există temei, există documente la nivel internațional și național pentru dezvoltarea asistenței comunitare integrate și la noi în țară, care este una din principalele obiective pentru a atinge un nivel de sănătate mai bun. Ce progrese au fost înregistrate în această perioadă? După cum am fost menționat, am avut în această perioadă un rol important, o susținere importantă din partea proiectului Viață Sănătoasă pentru dezvoltarea unui concept de asistență comunitară integrată, pilotarea în anii 2019-2020 a conceptului în trei raioane, Fălești, Ungheni, Urchei, a fost elaborat regulamentul de asistență comunitară integrată și vreau să zic că acest proiect deja a fost acceptat pentru trimitere la vizare de către Cancelarea de Stat. Este un lucru îmbucurător, deoarece acest proiect de hotărâre de guvern a fost coordonat pe parcurs cu toți actorii, a fost consultat și ne dorim foarte mult ca această hotărâre de guvern să contribuie într-adevăr la îmbunătățirea integrării și accelerarea integrării serviciilor la nivel de comunitate. A fost elaborat un nou regulament pentru asistenții medicali comunitari, cărora li se atribuie un rol important
în integrarea serviciilor la nivel de comunitate. Dacă în această perioadă a fost efectuată o evaluare a cadrului normativ existent, au fost identificate anumite neconcordanțe în actele normative existente care a servit ca temei pentru îmbunătățirea acestora și vom avea o perioadă de promovare acestor documente după aprobarea hotărârii Guvernului despre care am vorbit. S-au dezvoltat mai multe module de formare a asistenților medicali comunitari și aici este deschiderea și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie și a Centrului de Excelență pentru lucrătorii medicali cu studii medii și este foarte important și dezvoltarea profilului ocupațional pentru specialitatea asistent medical comunitar, standardul de calificare în specialitatea asistentului medical comunitar, anume acele documente care sunt importante pentru instituirea acestei funcții, cum am menționat, foarte importante pentru integrarea serviciilor la nivel de comunitate. În cadrul proiectului, de asemenea, a fost inițiat dezvoltarea unui instrument important pentru implementarea asistenței comunitare integrate, anume pentru digitalizarea acestor servicii, elaborat caietul de sarcini, care urmează în continuare să fie dezvoltat și integrat în sistemele informaționale a sistemului de sănătate. Care sunt procedurile și instrumentele de lucru asistentului medical comunitar la nivel de asistență medicală primară? Dacă vedeți, sunt foarte multe, adică sunt roluri de educator și promotor, educația pentru sănătate, promovarea sănătății la nivel de comunitate, implicarea comunității, autorităților publice locale, rol de facilitator pentru actorii locali, să informeze asistentul social, autoritățile publice locale despre problemele individului, persoanei care se confruntă suplimentar la cele medicale. Susținători ai comunității, ajută oamenii să obțină serviciile de care au nevoie. Avocați, deoarece competența asistenților medicali poate direcționa persoana pentru către serviciile care sunt în comunitate pentru a rezolva anumite probleme care sunt interdisciplinare. Rol de antrenori, de învățare, de școlarizare a pacienților cu boli cronice pentru a avea o conduită mai bună a maladiilor cronice pentru a avea un tratament de susținere continuu și a diminua din complicațiile maladiilor cronice și a îndepărta aceste complicații. Și rolul de navigator, adică, cum am zis, posibilitatea și învățarea, direcționarea către alte servicii, ajutarea pentru programare, pentru a ajunge la diferite servicii, atât din sistemul de sănătate, cât și alte servicii la nivel de comunitate. Și un instrument important este în aplicarea în activitatea asistentului medical comunitar la nivel de asistență medicală primară este managementul de caz. Este un instrument important care anume asigură centrarea pe pacient și soluționarea nevoilor de fiecărui individ prin evaluarea necesităților și prin implicarea altor actori. Și aici este important ca prim pas prevenirea primară ce ține de promovarea sănătății și prevenirea maladiilor, prevenirea secundară ce ține de monitorizarea bolilor cronice și prevenirea terțiară deja cu necesitatea implicării altor tipuri de servicii specializate de care are nevoie și revenirea înapoi în comunitate cu asigurarea continuității
și ciclului întreg pe tot parcursul vieții. Viziunea pentru asistență comunitară integrată reprezintă anume acel complex de activități, servicii, programe de prevenire și reducere a riscurilor pentru sănătate și bunăstare, prestare la nivel comunitar într-un mod integrat, sporirea gradului de informare și acces la servicii de sănătate și asistență socială, schimbarea abordării serviciilor din perspectiva nevoilor persoanelor, de la intervenții complexe și de lungă durată la prevenție, inclusiv prin reducerea acțiunii factorilor de risc și a vulnerabilității prin abordarea sistemică, de corelare eficientă a nevoilor cu serviciile din teritoriu, reducerea suprapunerilor și armonizarea resurselor, asigurarea continuității asistenței și monitorizării situației, abordarea intersectorială la nivel de comunitate cu implicarea reprezentanților tuturor structurilor, servicii medico-sociale, îngrijiri la domiciliu, alte sectoare coordonate de către APL de nivelul 1. Menținerea liniilor bugetare existente, adică finanțarea fiecărui serviciu urmează să fie asigurat de aparținătorul acestui serviciu, dar desigur sunt foarte importante susținerea partenerilor internaționali, implicarea diferitor proiecte pentru a susține dezvoltarea serviciilor și integrarea serviciilor la nivel de comunitate. Și vedeți aici care este conceptul de asistență comunitară integrată și anume acel beneficiar care este în centrul tuturor serviciilor, acel beneficiar care este la nivel de comunitate, la toate etapele vieții, începând de la copil până tânăr, adolescent, vârstnic, care are în special categoriile vulnerabile, persoanele cu dizabilități, persoanele care de alte etnii, care au altă educație cultural tradițională și au nevoie de implicarea mai multor actori pentru soluționarea problemelor de sănătate. Este asistentul medical comunitar, îngrijitorii formali și neformali, asistent social comunitar, alți actori, adică și voluntari, îngrijitori care sunt la nivel de comunitate și pot contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a unei persoane. Acest concept este bazat pe evaluarea necesităților comunitare, pe acordarea serviciilor de reabilitare și recuperare, servicii de îngrijiri paliative, servicii îngrijiri medicale la domiciliu, servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, servicii de zi și de plasament temporar, asistent personal, cantină socială, serviciu sprijin familie, suport monetar. Și vedeți aici că, de fapt, sunt toate acele servicii și medicale și sociale integrate la nivel de comunitate și coordonate de către autoritățile publice locale la nivel comunitar. Și deja celelalte etape care țin de referirea la alte servicii, servicii specializate medicale și medicale și sociale înalte, programele naționale de sănătate mentală, sănătate publică, centru comunitar de sănătate mentală, centru de sănătate prietenos tinerilor, un rol important îl vedem în dezvoltarea acestui concept și asigurarea durabilității acestui concept de integrare de asistenței, rolul Consiliului Teritorial de Sănătate Publică. Și, de fapt, acest proiect are viață sănătoasă, a venit cu suport esențial, anume și pentru sănătatea publică și pentru dezvoltarea capacităților acestui Consiliu Teritorial de Sănătate Publică, care va coordona la nivel de teritoriu și va contribui la integrarea serviciilor la nivel de comunitate. Este un concept care vine să îmbunătățească starea de sănătate a populației și bunăstarea populației la nivel de comunitate, care de fapt este
cel mai important, deoarece poate fi atins cu cheltuieli puține, comparativ cu alte tipuri de servicii medicale, care impune cheltuieli mult mai mari și tehnologii mai performante, care pot fi amânate având o sănătate mai bună și poate pot fi axați anume alte tipuri de servicii pe prestarea serviciilor înalt specializate, anume conform indicațiilor, conform necesităților. Dar acel rol care îl au în promovarea sănătății, în reabilitarea la nivel local, îngrijiri medicale la domiciliu, servicii comunitare de sănătate mentală, servicii prietenoase tinerilor prin rolul de îmbunătățire a sănătății reproducerii, planificarea familiei, patronajul la copii care îl face pentru familiile defavorizate, care este la fel un concept al Organizației Mondiale a Sănătății. Toate acestea, de fapt, asigură o sănătate mai bună, o menținere a pacientului la nivel de comunitate și o alternativă pentru ospitalizări și pentru asigurarea continuității în prestarea serviciilor și, cum am menționat anterior, diminuarea cheltuielilor pentru sistemul de sănătate. Am menționat deja că sunt anumite rezultate, sunt aici listate raioanele care deja au pilotat acest concept, au fost mai multe ateliere de lucru la care au fost prezentate rezultatele, vor fi prezentări și astăzi. Avem aici experții internaționali care au acordat suport în această pilotare, instruiri care au fost instruiri intersectoriale, anume având ca bază acest concept integrat cu participarea și celor din sănătate, și celor din social, și celor din autoritatea publică locală și sănătatea publică. Adică, treptat, avem o schimbare și la nivel de instruire, care, de fapt, este pilonul de bază în asigurarea durabilității, deoarece anume acest instrument ne ajută să schimbăm mentalitatea, să schimbăm paradigma în abordarea sănătății și abordarea la nivel de comunitate, în dependență de nevoile fiecărei comunități, conform profilurilor de sănătate dezvoltate la fel de către centrele de sănătate publică din Agenția Națională, la fel fiind instruiți, fiind ghidați în elaborarea acestor profiluri pentru a putea a vedea care intervenții sunt necesare în fiecare comunitate, în dependență de sănătatea populației. Și rolul autorităților publice locale aici a fost foarte important și mulțumim că au avut o deschidere enormă, anume pentru pilotarea acestui concept și au fost alături de sistemul de sănătate, de cei care au venit cu propunerea unui concept nou. Proiectul a fost extins, practic deja în toate raioanele avem inițiat procesul de pilotare acestui concept, avem raioane care sunt la etapa de instruire, dar conform reacțiilor și semnalelor din teritoriu avem o primire, adică acceptare acestor viziuni, ceea ce este foarte important pentru noi și este un semnal bun pentru a avea un răspuns al comunității, o mobilizare socială mai bună și aici am zis mobilizare socială și vreau să menționez și celălalt proiect ce ține de acces universal și mobilizarea socială a comunității care la fel se sincronizează și avem, este o integrare foarte bună a proiectelor, a tuturor susținute de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Banca Mondială
și care au la bază conceptul Organizației Mondiale a Sănătății, adică toți cei care sunt foarte importanți pentru noi ca țară în schimbarea sănătății și bunăstării populației. Care sunt beneficiile asistenței integrate? În primul rând, asigură echitate și acces sporit la servicii calitative pentru toți, sporește eficiența plus valoarea programelor de screening și prevenire a bolilor non-transmisibile. Aici nu am menționat despre importanța abordării integrate, care la fel a hipertensiunii arteriale și diabetului zaharat, care la fel se implementează, a fost inițiat cu suportul OMS, fiind dezvoltat protocoalele PEN, acum fiind instruiți în cadrul proiectului Viață Sănătoasă, practic toți medicii de familie din țară, și punerea accentului pe renunțare la fumat, renunțare la alcool, trebuie să devină o prioritate pentru asistența medicală primară. Asistența integrată facilitează diagnosticarea bolilor la etape incipiente, referirea timpurie către asistența medicală primară, adică către medicul de familie, reduce numărul spitalizărilor nejustificate, durata serviciilor de îngrijiri medicale primare și specializate prin gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale, reduce timpul de așteptare pentru servicii de sănătate, și aceasta este foarte important, anume în contextul necesității soluționării problemelor la nivel local, fără a, deoarece avem capacități fortificate la nivel de asistență medicală primară și posibilități de soluționare a multor probleme la nivel primar, fără a cheltui din banii pacientului pentru referiri neargumentate la specialiști și cheltuieli neargumentate la nivel de asistență specializată de ambulator și spital, eficientizarea alocării resurselor prin prioritizarea nevoilor de sănătate, iată ceea ce am zis, reducerea cheltuielilor la nivel de spitale, reducerea poverii bolilor netransmisibile. Este foarte important să asigurăm o viață sănătoasă pe tot parcursul vieții și o îmbătrânire sănătoasă, ca să excludem cât mai mult și să amânăm cât mai mult dependența persoanelor de pat, accidente cerebrovasculare și așa mai departe. Medicii și asistenții medicali, inclusiv cei comunitari, dezvoltă abilități profesionale și comunicare eficientă și lucru în echipă interdisciplinară, au învățat și învață în continuare. Îmbunătățește eficiența, experiența pacienților, deoarece sunt învățați și pacienții și îngrijitorii, și autoritățile locale își asumă angajamente prin sănătatea comunității mai bună. În concluzie, este ultimul slide, încă o dată menționăm importanța unei viziuni comune privind asistența integrată, importanța de a ține cont de lecțiile învățate, care sunt, și importanța de a avea un concept de asistență integrată în continuare, cu implicarea tuturor actorilor și pentru o sănătate mai bună și o bunăstare a populației din Republica Moldova. Mulțumesc frumos, doamnă Zătăc. Eu cred că pe parcursul zilei de astăzi, la sigur, o să aveți posibilitatea să detalizați toate realizările, dar cel mai important, viziunile și planurile pe următoarele perioade de timp la Ministerului și a tuturor celor implicați, actorilor implicați. Și după cum vă spuneam, de fapt, noi avem exemple deja de implementare și în Republica Moldova, și o să rog colegii acum să includem două videouri din care de fapt reprezintă unele din succesele care le avem noi, și anume Raionul Fălești. O să vă rog frumos colegii să includeți. Pa
pacient avea tensiunea 140/80, pulsul avea 76, oxigenarea 89. Asistentul medical comunitar este acea persoană care îndeplinește niște funcții foarte responsabile, chiar aș zice mai responsabile decât asistentul medical de familie, deoarece el duce toată povara unei localități. Începând de la prevenirea patologiilor, face cartografierea sectorului. El știe la perfecție ce se întâmplă în toată localitatea, ce se întâmplă în fiecare familie în parte. El este acea persoană cheie de legătură între medicul de familie, comunitate și chiar asistența socială, primărie. Este persoana care promovează modul sănătos de viață. Până la pandemie, de ca jumătate de an, s-au citit regulat lecții, duminica, erau școlarizați cum corect să-și monitorizeze glicemia, cum corect să monitorizeze hipertensia, ce ar trebui să alimenteze, renunțarea la fumat a fost citită, renunțarea la alcool, ca tematică se ocupă cu îngrijirile medicale paliative la domiciliu, care este tot o responsabilitate enormă. Când pășești pragul unei gospodării, acolo, ca pe palmă, spun toate problemele la ordine zilei. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Nu toate persoanele sunt deschise chiar față și de medicul de familie, dar dacă au căpătat încrederea asistentului medical comunitar, care știe că a venit cu problema, s-a discutat problema, nu s-a mediatizat pe scară largă, adică se păstrează și confidențialitatea, rezolvăm problema și chiar ne ducem împreună la domiciliu, unde este problema mai delicată. Cum vă simțiți, domn Mihail? Rău mi se simțim. Este problemă și medicală, este problemă și socială. Eu, ca medic de familie, deja indicațiile le-am prezentat asistentei medicale comunitare. Dumnezeu ei a început să acorde serviciile necesare. Lucrăm cu o școală, grădinița, casa de cultură, primăria, poliția. Suntem toți încadrați în echipa multidisciplinară. Dacă se primește un caz, atunci noi toți, cu același coraz, ne unim ca să rezolvăm, să fie cazul rezolvat la nivel de comunitate pozitiv. Ca beneficiarul să fie mulțumit de tot ce se face pentru el. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Timp de o lună vizitez 10 de familii. Alții ne apelează ei, alții din acest număr aflăm prin cineva, chiar și tineri sunt care au nevoie de acolo ceva sfaturi și vârstnici care au tot nevoie de un ajutor. Cei mai mulți pacienți aș pune în prim plan singurătatea. Copiii sunt plecați cu păreri de rău psihotare. Pacienții, privind latura asta că e singuri, au nevoie și de o comunicare, au nevoie de un ajutor, chiar și până la un magazin. Le-am oferit încrederea încetșor în mine ca să avem o legătură mai strâns și de a comunica așa mai liber. Tatiana te întreabă tătă vremea, cum cu sănătate, dacă te duci la spital, e tătă vremea, te ajută, cărcică fără rând, că da, muia cu pandemia asta, e foarte greu. Cea mai mare satisfacție o am când sunt telefonat chiar acasă și îmi mulțumești chiar prin telefon. Asta mult faci un cuvânt și mult și îți pare că ai făcut. L-ai întors cu câțiva ani în urmă, l-ai întinerit. Asta e o adevărată satisfacție. Da, mulțumesc frumos. Nu știu dacă colegii de la Făleș sunt în sală cumva cu noi sau nu. Sunt, da? Și mă bucur foarte mult și vreau să vă rog să-i aplaudăm. Fiindcă fac un efort mare și un lucru foarte frumos. Într-adevăr, noi putem asta face, noi avem capacități, avem resurse umane, să spunem așa, de calitate în Moldova, dacă chiar și o spunem pragmatic, dar așa este. Este necesar doar să avem viziuni comune, corecte viziuni, coordonate, sincronizate, să explicăm foarte bine ce dorim să facem, dar și să evaluăm, cred eu, foarte important și procesul de evaluare, anume a
procesului de aducere la cunoștințe, de educare, training, de tot, să, ca să înțelegem pe fiecare dată cât de bine o facem asta, fiindcă avem regiuni unde reușim mult mai bine, în altele puțin poate mai avem de lucru și este foarte bine să înțelegem care sunt cauzele, unde trebuie să mai facem anumite modificări, însă cred că atunci când avem o direcție comună, corectă, stabilită, le reușim pe toate. Iar evenimentul de astăzi este o oportunitate de a discuta aceste obstacole, probleme, dar și realizări, desigur, și cred că va aduce beneficii foarte importante pentru noi. Totodată ne dorim ca această zi să devie una memorabilă pentru noi și cu această ocazie vă invităm să facem și o poză comună a tuturor participanților, după care va urma și o pauză de cafea. Mulțumesc frumos tuturor participanților la panelul de deschidere, cum să-l numim, da? Probabil. Mulțumesc frumos!